Campionatul național de volei al juniorilor și-a consumat etapa cu numărul 4 în toate cele 7 serii alcătuite la nivelul întregii țări. Echipa colegiului național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea evoluează în seria a 5-a, alături de formațiile similare din Lugoj, Caransebeș, Deva și Craiova. Fiind vorba de un număr impar de echipe, vâlcencele au stat în runda inaugurală, au intrat în luptă începând cu etapa a doua, runda în care au câștigat pe teren propriu cu 3-2 în dauna echipei din Craiova. În cea de a treia etapă, vâlcencele au avut o deplasare victorioasă la Caransebeș, acolo unde s-au impus categoric cu 3-0, după care au primit vizita liderei acestei serii, echipa Clubului Sportiv Școlar din Lugoj, formație care de asemenea își trecuse în cont două victorii, ambele cu 3-0. A fost așadar derbiul grupei, ținând cont de faptul că se întâlneau primele două clasate. Chiar dacă oaspetele porneau ca favorite, oltencele în tricouri albe erau hotărâte să materializeze avantajul terenului propriu, iar faptul că spectatorii au fost prezenți în număr mare la sala Capela a făcut ca elevele antrenoarei Nicoleta Mărgărit să joace admirabil în primul set, la capătul căruia s-au impus cu 25-21. În actul al doilea, concentrarea formației gazdă a lăsat de dorit, motiv pentru care echipa din Lugoj a câștigat destul de ușor cu 25-16 și a egalat situația. Setul al treilea s-a derulat sub semnul echilibrului, însă finișul a aparținut bănățencelor, care s-au impus cu 25-20. Pe aceleași coordonate a decurs și setul 4, scorul înregistrat la capătul actului respectiv fiind simetric cu precedentul, 25-20 în favoarea echipei pregătite de Carmen Todros, 3-1 la seturi așadar. Lugojul obține a treia victorie din tot atâtea posibile și își consolidează primul loc în clasamentul grupei. Am început mai greu, dar ne-am revenit pe parcurs. Am greșit foarte multe servicii, fiind sala mai mică ca a noastră, până ne-am acomodat puțin cu ea a durat. Am mai jucat cu ele la semifinală la București în primăvară, au progresat. Sau mai au fete mai mari de vârstă, ne-am jucat la nivel de cadete cu ele. Da, suntem lideri, am câștigat un meci destul de greu, zic eu, printre cele mai grele meci din serie. Am avut un început mai prost, dar după am reușit să ne mobilizăm și să câștigăm următoarele 3 seturi cu un avantaj destul de mare, zic eu. Așadar, echipa vâlceană a reușit să-și treacă în cont un set în fața liderei, primul pe care lugojencele îl pierd în acest campionat, motiv pentru care oltencele sunt optimiste în ceea ce privește cel puțin poziția a doua în clasamentul grupei. Da, a fost un meci foarte bun pentru noi, ne-am luptat pentru minci, dar din păcate n-am putut să câștigăm, pentru că sunt mult mai pregătite ca noi și lucrează mult mai mult și sunt unite pe teren. Mă așteptam la un meci dificil, dar după primul set parcă s-a luminat cerul și după jocul pe care l-au practicat fetele, deja mă gândeam la o victorie nesperată cu 3-0. Cred că astăzi s-a pierdut pe atitudine, s-a câștigat primul set printr-o atitudine corectă față de partidă, față de acest meci, și s-a pierdut pe manifestarea unor atitudini nepotrivite cu terenul și cu starea unui joc oficial, începând cu omul, să spunem, nostru de bază în blocaj și care acum o lună, dacă vă amintiți, a fost realizatoarea celor mai multe puncte în meciul cu victoria cu Craiova. E vorba de Mara Moldovanu, a avut de asemenea și Alina o atitudine mai puțin favorabilă întregii echipe. Nu știu, aș putea zice că le-a speriat victoria din primul set, sau mă rog, le-a surprins și pe ele, le-a bucurat în egală măsură și le-a plasat undeva într-o stare de bine și de siguranță. Partida are 3 seturi, din păcate n-am reușit să ne revenim. Și de la minge la minge au apărut tot mai multe greșeli. În condițiile în care Lugojul s-a distanțat în fruntea clasamentului, se pare că lupta pentru poziția a doua în grupă se va da între Vâlcea și Craiova. Nu este nimic înspăimântător, îngrijorător. Nu au arătat ceea ce știu, pentru mine asta este durerea. Noroc că avem un prim set în care cei prezenți în sală au putut constata că fetele știu volei. Și trebuie să mai umblăm un pic la acea sferă psihică, pe componenta pregătire psihologică, să înțeleagă și ele că trebuie să asculte indicațiile mele, că trebuie să fie determinate de-a lungul întregului meci
în obținerea victoriei și nu în salturi, pentru că această discontinuitate în atitudinea lor ne-a dus în situația înfrângerii de astăzi. Partea acest aspect al pregătirii psihologice este una extrem de dură, nu numai la nivel de copii, și la seniori, așa încât nu disperăm, nu este prima oară când ni se întâmplă, știam că este un adversar mai experimentat ca noi, avem și returul. Dacă vom reuși să ne menținem această poziție a doua, ar fi într-adevăr extraordinar. Pentru că am pornit la drum, trebuie să apreciezi, să dai cezarului ce al cezarului și să apreciezi dacă adversarul este mai bun ca tine, să te implici în încercarea de a-i fura cât mai multe puncte, de ce nu un set și poate în viitor și o victorie. Dar dacă vom obține această poziție a doua la final de primă desfășurare a campionatului, eu zic că va fi bine. Următoarea etapă din campionatul național de volei al juniorilor este programată la 29 noiembrie, atunci când echipa vâlceană va juca în deplasare la Cetate Deva. Până atunci însă, voleiul nu va lipsi din sala Capela, și asta pentru că duminică 22 noiembrie este programat un nou cuplaj în campionatul cadeților. Fetele de la Vâlcea primesc vizita echipei Cetate Deva, după care băieții vor avea ca adversară echipa clubului sportiv școlar din Blaj.